găsit, doamnelor și domnilor! Haideți să urmărim împreună știrile din sport! Delegația României s-a întors de la campionatele balcanice de judo cu numai puțin de 11 medalii, din care 2 de aur. Din delegația României a făcut parte și Daniela Hondiu de la CSM Drobeta Turnu Severin, care s-a întors cu medalia de argint, una care poate să devină mai prețioasă la europenele de tineret ce se vor desfășura în Azerbaidjan. În Serbia, în localitatea Beocin, s-a desfășurat ediția din acest an a campionatelor balcanice de senior la judo. România a obținut locul al doilea pe națiuni, cucerind 2 medalii de aur, 5 de argint și 4 de bronz. Printre medalia se află și Daniela Hondiu, legitimată la Clubul Sportiv Municipal din Drobeta Turnu Severin, care a reușit să cucerească argintul la categoria 57 de kilograme. Campionatul balcanic de seniori a avut loc în acest an într-o organizare perfectă, se poate spune și așa, la Beocin, în Serbia. Sportiva noastră, Hondiu Daniela, a făcut parte din lotul României, care a reprezentat țara la această competiție și la sfârșitul competiției a reușit clasarea pe locul 2, medalie de argint. Nu este prima medalie chiar de aceeași culoare pe care Daniela Hondiu o obține, ea și anul trecut aceeași performanță a obținut la același campionat balcanic. Dar este un pas înainte către campionatul european de Under 23 tineret, care va avea loc în această toamnă la Baku. Un rezultat bun, dar poate este momentul ca judoul mehedințean să spere la mai mult decât medaliile, de altfel prețioase, de la campionatele balcanice. Un bun prilej sunt campionatele europene care se vor desfășura în Azerbaidjan. Sâmbătă și duminică s-au desfășurat jocurile etapei a 5-a din Liga 4-a la fotbal, din care s-a detașat partida dintre Termo și Mineral Mehedinți. Încheiat la egalitate 2-2, jocul anunță o bătălie pentru cucerirea locului întâi, care dă drept de participare la barajul de calificare în Liga 3-a. Sâmbătă și duminică s-au desfășurat jocurile celei de-a 5-a etape din Liga 4-a la fotbal. S-a detașat jocul dintre două echipe care au activat în Liga 3-a, Termo și Minerul Mehedinți, care s-a încheiat de altfel cu o remiză, 2-2. Nu știu dacă este o luptă în doi Termo cu noi, pentru că să nu uităm, mai este Recolta Dânceu, care, după părerea mea, este cea mai competitivă echipă la momentul actual, pentru că este o echipă care joacă împreună de mulți ani, cu toate că este, au o vârstă ceva mai înaintată unii din jucători, dar experiența lor, își va spune cuvântul în cele 90 de minute, poate diferența aici se va face la aspectul fizic când se va întâlni cu echipele care fac pregătire în speță, de ce să ne recunoaștem noi și Termo. În restul etapei s-au înregistrat următoarele rezultate. Etapa viitoare se va desfășura la sfârșitul acestei săptămâni și are programate două jocuri interesante, respectiv Recolta Dânceu Termo și Baia de Aramă Cladova. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufo, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!